Mamă, ce dezastru am lăsat aici aseară. Aseară a fost live-ul și... Tocmai ce a venit o comandă de 22 de printuri DTF și cum aici mai sunt 8, înseamnă că am trecut de primele 100 de printuri DTF. După cum ziceam, am învățat pe parcurs multe chestii despre tot procesul ăsta și despre ce înseamnă DTF și, nu știu, cum mi se pare mie până acum după 100 și de printuri DTF. Așa că pe parcursul videoului o să vă zic niște tips and tricks și chestii pe care eu le-am învățat și de care o să țin cont în continuare în procesul de personalizare prin DTF. Numărul 1, și asta e o chestie foarte, foarte, foarte frustrantă pentru mine. Aici. Vedeți problema? Dacă ți-o imprimantă din asta la care constant trebuie să lucri, îi pune pe o masă de un metru. Nu din asta standard de 70. Eu n-ai bine de enervant să vii de fiecare dată la ea și să te apleci aici și să-l divinești, pentru că trebuie să te apleci la ea. Dar dacă ai avea o masă de un metru, adică pe aici, ai putea lucra lejer, frumos la nivelul ăsta. Fără să trească să te apleci de fiecare dată. Aia e prima chestie, dacă te pregătești să-ți iei imprimantă din asta, ia-ți prima dată o masă, crede-mă, spatele tău o să mulțumească mult și bine pentru asta. A doua chestie ție de circularea celor 20 de mililitri prin dumper. Dacă tot sistemul ăsta o să fie și în momentul în care imprimantă o să fie scoasă la vânzare pentru mase, circularea celor 20 de mililitri de alb prin dumper nu o văd ca fiind absolut necesară dacă printezi și a doua zi. Deci dacă astăzi printezi și ai oprit imprimanta cu toate procedurile, cu toate alea, a doua zi când o pornești, dacă e a doua zi, nu mai trebuie să mai circul cei 20 de mililitri de cerneală albă prin dumpări. Dar dacă faci asta a treia, a patra, a cincea zi, clar trebuie să faci chestia asta, pentru că vezi efectiv cum s-o decanta cerneala în dumpări. Dar a doua zi nu ai decantare, așa că e ok. Dar rezervorul chiar trebuie scuturat, că foarte repede se decantează asta alb. Aici albul nu e perfect, așa că o să-i mai dau un head cleaning. Numărul 3. O să faci mizerie, din păcate, cu ea, pentru că trebuie să lucrezi cu cerneală constant, așa că ține cont de chestia asta și să ai o sticlă de alcool izopropolic la îndemână. E ieftin, e ok, e safe, poți să-l folosești, nu-ți distruge mobila. All good. Numai să ții cont de faptul că o să te murdărești pe degete și pe mobilă și shit happens. Da, e perfect. Numărul 4. Nu te zgârci aici la alb și la cerneală. Chiar dacă poate e suficient mai puțin procentajul de alb, riști să fie prea subțire stratul de vopsea, de cerneală, și atunci să-ți crape în momentul în care o coci. Și să iasă efectiv așa cu bule, cu bubițe, ca și cum ar lipsi de acolo ceva, știi? Ca și cum ar fi fiert cerneala. Așa că nu te zgârci acolo la cerneală, vezi care ți-e echilibru pentru tine și cuptorul tău, și ține-o acolo. Topurile noi de folie nu au venit cu sticăre, așa că o să ne facem propriile noastre sticăre. Și dacă o să ne facem propriile noastre sticăre, normal că o să punem seara pe ele. Diana cu Illustrator, cu imprimantă și cu cutter. Și cu hârtie de undeva. Chestia pe care am învățat-o e că trebuie să-ți lași printurile la uscat, trebuie să se evapore puțin din lichidul ăla din vopsea și ai nevoie de spațiu pentru asta, așa că fă-ți spațiu și ai grijă să nu fie praf în aer, să nu lucrezi într-un mediu murdar, că atunci știi cum se depune praful pe asta. Se depune mai repede decât grăsimea pe șolduri, așa că asigură-ți spațiu curat, un mediu curat în care să lucrezi cu DTF-ul, pentru că în momentul în care stau astea la uscat, să nu se pună praful pe ele, că nașpa. Acum am deprintat 20 din astea. Adică acoperire full color de 18x28. Acum putem afla exact cât durează un print full. Nu știu care ați întrebat în cât timp se printează o folie cu încărcare mare. Asta e încărcare totală. Hai să vedem cât durează. Bun, i-am dat print și hai să vedem din momentul în care începe imprimanta cât durează până printează unul întreg. Și o să dau pornire doar când începe efectiv prin imprimanta.
Nebun, deci unul din ăsta a durat 6 minute. Și am de făcut 20. 2 ore de lucru. Pentru 20 de imprime. Da, bun, ați aflat cât durează ID Cup-ul și zilele mele cât durează. Și gata! A făcut Diana astea. Dar că le-au făcut prea micuț, îți de 1 pe 1 și ale original de la AMD îți de 1,5 pe 1,5 și a trebuit să pun, așa că nu se vede, dar... Pe scurt, îți prea mici, trebuie să fie de 1,5 pe 1,5 și acum le preprintează. Așa că hai să vedem acum. Și am cerut și eu de, o modificare, de așa. Numai ca să-mi facă viața mai ușoară, în momentul în care deslipesc etichetele alea, da, good job, great job, thank you for helping. Uite așa, prin spate se vede mai exact, mai clară treaba. Ce nice! Bun, față de astea, care sunt lipite unul de celălalt și sunt mai așa, mai fiddly de luat, așa aici, pur și simplu, simplu. Acum am pus o hârtie, că vedeți că lipsește unul de aici, și acum să vedem dacă o ia ca lumea. Hehe, luatul perfect. Ăsta e cel ultimul de la MD. Și acum acolo e primul cu al nostru din ăsta mare de 1. Și asta le tot duc aici în bucătărie ca să se usuce, safe and sound. Și ciocanată sprintate, 2, 4, 6, 8, 10. Din 22 de printuri DTF. Hai, suntem aproape la jumate. Mai avem. Mai sunt încă 9 printuri de făcut și... ar trebui să ajungă, e ok. Dar oricum, bum, 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 bum. Da, bun, și ăsta e ultimul print din cele 20. Avem aici un print, aici, avem aici o grămadă, aici unul și evident restul sunt în bucătărie, care însă aici pe masă, aici pe blat, încă unul aici așa și încă unul aici. Da, bun, să pregătesc acum cuptorul, să-l pun la încălzit. Pam, pam, pam. Aici este încă un tips de la mine. Porniți cuptorul în momentul în care începeți să pudrați. Pentru că ăsta trebuie să ajungă, cuptorul trebuie să ajungă la temperatură și după aceea să se echilibreze toată temperatura acolo. Pentru că el în momentul în care se încălzește, folosește o temperatură mult mai mare să încălzească tot enclosure-ul. Și atunci ai, na, ai o temperatură prea mare acolo ca să poți să coci corect toate astea. Așa că dai drumul la asta și după aia te pui la copt. Da, îl lași mai mult pornit, o să consumi niște curent în plus, dar dacă vrei să ai niște rezultate bune, do it! De cocere durează foarte mult. Adică în funcție de cuptor, eu am ajuns cam la un minut jumate, să zic așa, optim și 130-135 de grade. Dar asta depinde mult în funcție de cuptor pe care l-aveți voi și am câteva failuri. Nu o să vedem pe cameră, dar e fail în sensul că nu-i copt destul. Niciun stres, le mai pun încă o dată la copt, tot cam atâta. Dacă e 1 minut 30 cât îmi ia, o să le fac în mod normal, o să le fac la 1 minut și 20, ceva de genul ăsta. Ideea e cât să se topească un pic cu plasticul, să facă pelicula aia frumoasă, poșghița aia de plastic. Coacerea trebuie făcută într-o cameră foarte bine ventilată. De aia noi deschidem tot tipul geamul și ușa de la cameră ca să se facă curent cu podul. Pentru că, na, trage prin pod aerul și se face un curent și se ventilează destul de bine. Dar cât de curând o să punem și o hotă acolo deasupra cuptorului ca să facem o ventilație mecanică cât mai bună. Și atunci să fie și mai safe. Și da, se simte un miros destul de dubaș. Nu e ceva ce aș recomanda să faci în casă, sincer. Pentru că plasticul ăsta când se topește emană un miros. Și destul de, destul de nașpa. Așa că, sincer, după 100 și de printuri deja pe DTF, mie îmi place, e foarte nice, e foarte cool, e mult de lucru cu ea, trebuie să te gândești că costurile sunt mult mai mari de producție față de vinil, pentru că da, vinilul l-ai tăiat și după aia l-ai presat. Și ai două etape de consum de curent, când îl tai cu cutterul și după aia când îl presezi.
Cutter nu consumă nu știu ce curent. Dar aici ai procesul pentru DTF, e, l-ai printat, și ați văzut că durează cam 10 minute un print, deci enorm de mult. Trebuie să-l coci, iarăși consum de curent și după aia să-l presezi, iarăși consum de curent. Știi? Deci ai o etapă în plus, ai două etape în plus destul de mari consumatoare de curent față de vinil. Trebuie să-l luați și pe asta în calcul în momentul în care vreți să vă luați un DTF. Dar, per total, mie îmi place super mult. E o chestie care mi-a permis să ne ducem la următorul nivel cu personalizarea hainelor. E mult peste ce ne așteptam. Și cred că și multă lume aștepta să aibă acces la printuri DTF la un preț rezonabil. Și mai ales așa, fără să facă investiție în tot ce înseamnă procesul ăsta DTF. Așa că noi o să continuăm pentru că ne place și așteptăm și versiunea A3 a imprimantei care o să ne ducă la următorul nivel, bineînțeles. Dar noi ne vedem mâine. Ciao.